Bună ziua și bine v-am găsit la horoscopul pentru săptămâna 12-18 februarie 2024. Sunt Roxana Ivanciu, astrolog și vin cu cele mai noi previziuni astrale pentru toate zodiile, doar pentru ego.ro. Ca să fiți mereu la curent cu horoscopul nostru, vă rog să apăsați butonul de abonare la canalul de YouTube, clopoțelul pentru a activa notificările, butonul de like și lăsați un comentariu dacă doriți. Săptămâna 12-18 februarie este o săptămână cu o puternică energie a vărsătorului prin prezența planetelor în semnul său. Avem foarte multe planete în zodia vărsătorului și anume Pluto și Soare în Vărsător sunt aici din 21 ianuarie. Mercur, planeta comunicării, a intrat de curând pe 5 februarie, tot în Vărsător. 12 februarie, Marte, planeta acțiunii, intră în Vărsător. Și nu va mai trece mult timp, pe 16 februarie, planeta Venus, planeta iubirii, planeta dorințelor, a plăcerilor și a afecțiunilor noastre va intra tot în Vărsător. Deci vă dați seama câtă putere poate să aibă această zodie, acest minunat Vărsător. În momentul în care se vor întâlni cu planeta Pluto, care vă spuneam că este în Vărsător din 21 ianuarie, vor fi braț la braț trei planete. Avem Marte, Venus și Pluto. Ele se ajută, se susțin, sunt foarte puternice, sunt eliberatoare. Foarte important este faptul că nu există nicio planetă retrogradă. Asta înseamnă că energia curge curat. Semnul vărsătorului este inspirație. Deci energia aceasta inspirației curge lin, curge curat, ne învăluie pe toți și o să fie o săptămână extraordinar de eliberatoare. Avem o mare dorință de libertate, suntem creativi, suntem lejeri, identificăm elementele care ne constrâng, suntem mult mai clari, chiar puțin extravaganți, dar asta eu cred că este un lucru bun. Dorim schimbare. Avem curajul să facem ceea ce nu am făcut până acum, pentru că până pe 12 februarie Marte a fost în Capricorn, Venus este în Capricorn, dar pe 16 februarie va intra în Vărsător, dar această energie a Capricornului este o energie care i-a blocat, care i-a făcut să nu se exprime liber, așa cum se va întâmpla în Vărsător. Cu alte cuvinte, vom căpăta puterea de a ne schimba noi și destinul nostru. Și acum, haideți să vedem ce ne spun astrele pentru săptămâna 12-18 februarie pentru fiecare semn zodiacal. Berbecul. Planeta care guvernează berbecul este Martele și el își va schimba, v-am spus, zodia de pe 12 februarie, adică din Capricorn intră în Vărsător și este o perioadă în care trebuie să fii atent la flatări. Sunt foarte curtați. Marte în berbec intră în Vărsător din 12 februarie. Vă recomand să fiți atenți la flatări, puteți să fiți foarte curtați, dar acest lucru ar trebui ca să vă atragă un pic atenția, deoarece oamenii care vin să vă curteze, să vă flateze, vor ceva de la voi. Dumneavoastră vă place foarte mult pentru că sunteți populari și sunteți sensibili la aceste flatări, dar oare ce vor ceilalți dacă sunt atât de drăguți dintr-o dată?
Ce pot să vă spun în mod pozitiv este faptul că este o perioadă foarte bună financiară, găsiți tot felul de soluții de a primi bani și astfel veți depăși dificultățile administrative. Sunteți înțelepți deoarece planeta Saturn vă este prietenă și vă susține. Deci sunt convinsă că acele flatări o să le discerneți și veți ști foarte bine cine este bine intenționat și cine nu. De asemenea, vă recomand să vă bazați doar pe banii dumneavoastră, să nu împrumutați și să aveți mare grijă în ce investiți. Taur. Și la Taur lucrurile sunt date peste cap, deoarece Venus, care este zodia care îi guvernează, îi schimbă semnul din 16 februarie. Taurii trebuie să fie atenți la cuvinte, pot intra cu conflicte cu cei care au relațiile cele mai importante din viața lor. Trebuie să fie diplomați, delicați. În iubire, încep să sorteze, încep să fie foarte atenți la partenerul de lângă ei, se gândesc ce aduc acești parteneri, ce au ei în comun, ce produce partenerul, dacă este pe aceeași lungime de undă, dar mai ales din punct de vedere material. Întrebarea de bază este, dom'le, vreau să știu ce avantaj îmi aduce acest partener și dacă stau sau nu mai stau lângă el. Taurii vor să-și reorganizeze obiectivele mari din viața lor. Vor să fie totul altfel. Până acum, deoarece Venus se afla în Capricorn și erau cumva blocați, aveau tendința de a se ține cu dinții de tot felul de etichete, de tot felul de bariere, iar ei nu erau fericiți. Acum, intrarea aceasta a lui Venus în zodia Vărsător îi eliberează pur și simplu de etichete, de bariere. Chiar își pot abandona poziția. Cariera nu mai reprezintă ceva extraordinar pentru ei. Vor să fie mai relaxați, să aibă o viață mai relaxată. Deci, cum vă spuneam, taurii își reorganizează viața după propriile lor obiective, care vor fi niște obiective mari. Gemenii. Și la gemeni, Mercur, planeta care îi guvernează, de asemenea este în Vărsător. Gemenilor nu le mai este frică de pierderile financiare. Simt că au în față un alt orizont și nu mai sunt stresați atunci când trebuie să ia decizii, pur și simplu s-au eliberat de frică, iar acțiunile lor și ceea ce își doresc pornesc din această, din curaj, nu mai pornesc din frică. Simt că pot să-și aleagă propriul destin și toți cei care le-au dat anumite direcții, propriile lor direcții, nu ale lor, nu mai contează pentru ei. Ei acum sunt în stare să-și clădească propriul lor drum. De asemenea, gemenii vor călători foarte mult. Încep să-și dorească să călătorească. Li se deschide acest apetit de călătorii și mai mult decât atât, dragostea își o poate găsi în aceste călătorii. Deci, dragi gemeni, călătoriți, mai ales cei care sunteți singuri, puteți să vă găsiți iubirea chiar în aeroport, așa că duceți-vă și călătoriți. Cuplu, cei care sunt în cuplu, își consolidează relația și probabil că aceste călătorii sunt pentru ei o redeșteptare a dragostei, a iubirii. Rac. Pentru Rac, Venus este eliberator. Sunt foarte mulțumiți cu ceea ce trăiesc, în sfârșit, cu ceea ce au. Văd pur și simplu partea plină a paharului și
au puterea să accepte ceea ce au. Deci sunt și mulțumiți cu ceea ce au și acceptă în sfârșit ceea ce au. Vor foarte mult timp să petreacă cu partenerul său de viață. În sfârșit vede că trebuie ca să își aloce timp pentru partener și sunt conștienți de faptul că ei trebuie să facă ceva pentru a fi foarte bine în relație, să mai lase de la ei sau pur și simplu să înțeleagă din punctul de vedere al partenerului său ce anume își dorește și să se plieze pe ceea ce dorește partenerul. Ei încep să vadă foarte clar partenerul său de viață și începe să se hotărască dacă este cazul ca el să se transforme sau să-l accepte pe partener așa cum este el. În sfârșit, el nu mai suferă, vede totul la rece, este foarte detașat de emoții și lucrul acesta îi fac să devină pragmatici și să fie cumva stabili și mulțumiți în propria lor viață. Acum pentru lei. Tranzitele vizează munca, rutina. Sunt foarte tentați să renunțe la colaboratori, la un orar de lucru care li se pare foarte obositor și pur și simplu nu-l mai suportă. Înțeleg că trebuie să se bazeze doar pe ei și chiar după 13 februarie pot să spun că leii noștri devin rebeli. Nu mai acceptă limitări, încep să fie agresivi, vor răspunsuri la ceea ce până acum s-a ascuns supreși, sunt foarte vocali, nu iartă, pot fi chiar răi, așa că atenție la cei care au în preajmă lei, să înțelegeți și cumva să stăpâniți emoțiile. Leii devin foarte preocupați de aspectul fizic, chiar apelează la tot felul de trucuri, la tot felul de proceduri pentru a-și face tot felul de rectificări la partea fizică. Își doresc foarte mult să farmece, să fie magnetici. E adevărat că leii oricum sunt plini de farmec și magnetici, dar lor nu le este suficient. Ei vor ca să umple efectiv camera. Vor să fie în centrul atenției și au nevoie de a fi flatați, au nevoie de cuvinte dulci. Și mai ales leii care sunt singuri, vor cuceri, își doresc foarte mult să cucerească, să iubească, să fie în centrul atenției. Fecioara. Marte, care este conjunct cu Pluto, în semnul vărsătorului, le dă foarte multă putere. Fecioarele țin la valorile lor, oricum ele au un sistem propriu de valori și în general se țin de valorile lor, dar acum sunt și mai vehemente în acest aspect. Fecioarele întotdeauna au făcut ordine, curățenie, iar acum asta fac din nou, fac ordine în orice, în viață, în grupul de prieteni. Ele vor să fie totul curat pentru a-și face planuri și proiecte noi. Au foarte bune relații profesionale cu colegii și cu subalternii. Sunt deschiși la idei noi și tehnologie. Văd persoanele care până acum la muncă nu le vedeau, persoanele care se dau într-un colț și nu prea le atrăgeau atenția, acum fecioarele încep să le vadă. Încep să chiar să simpatizeze colegii pe care până acum nici nu-i băga în seamă. Atenția foarte mare față de tot ceea ce le îmbolnăvește. Aici implică orice, pot să fie relații toxice, poate să fie o rutină care o obosește, poate să fie o alimentație. Deci fecioarele sunt foarte atente la partea aceasta de hrănire, de tot ceea ce intră în corpul lor.
Balanța. Venus, care este planeta care guvernează Balanța, intră în Vărsător din 16 februarie. Balanțele au chef de aventură. Vor pasiune, vor iubire în viața lor. Tot ceea ce ține de partea de hobby-uri, de copii, devine foarte activă. Vor ca partenerul lor să le motiveze și să le încânte. Ele până acum au stat cumva așa într-o stare de jale, aș putea să spun, și dintr-o dată, de când acest Venus intră în Vărsător, vor să trăiască din nou. Vor iubire, vor pasiune, vor să iasă din rutină. Deci se pare că săptămâna aceasta balanțele o să fie foarte active în ceea ce reprezintă această parte a chefului de aventură. Scorpion. Scorpionii au mare grijă de ei și de familia lor. Au mare drag de casă și de spațiu personal. Vor schimbare, ei vor să acționeze, vor să aranjeze tot ceea ce este în casă. Probabil că vor începe să zugrăvească, o să schimbe decorul. Tot ceea ce vor face ei acum, în această săptămână, aceste începuturi vor fi nemaipomenite pentru viitor. Adică e ca și cum ei acum pun o sămânță în pământ și vor aștepta să crească acele plante în următoarele săptămâni. Îi interesează noi proiecte și strategii. Vor avea foarte multe acte de rezolvat. După 13 februarie, ei brusc intră într-un ritm alert, într-o stare de agitație care cumva le aduce un disconfort. Dar ce vă pot spune este faptul că ei se vor mobiliza, vor trece cumva peste un sentiment neplăcut, ei se gândesc la faptul că nu se simt sprijiniți, au senzația că partenerul lor nu le oferă energia de care ei au nevoie în aceste momente și nu îi ajută să-și rezolve toate aceste proiecte. Au mare grijă de ei și de familia lor. Au mare drag de casă, au mare drag de spațiul lor personal. Vor schimbare și acționează în acest pentru a schimba decorul din casă, pentru a schimba locul în care stau cu familia. Își doresc foarte mult să le fie bine lor și celor apropiați. Au de rezolvat foarte multe acte. După 13 februarie intră brusc într-un ritm alert, într-o stare de agitație care le provoacă o stare de disconfort. Pot avea și câteva dispute conjugale, deoarece ei consideră că partenerul de viață nu îi sprijină, nu îi ajută, au senzația că doar ei trag la căruță și tot ceea ce este de rezolvat trebuie să rezolve doar ei. Relaxați-vă, cereți partenerului să vă ajute și o să vedeți că veți fi susținuți. Săgetător. Pentru săgetător, Venus este foarte plimbăreț și mai mult decât atât, ei vorbesc foarte mult, sunt foarte receptivi la idei, nu se intimidează, toată lumea este a lor, se simt foarte bine în public, se simt foarte bine în gașcă. Pot să pună totul sub microscop, sub lupă. Atenția asta mărită care este acum în această săptămână îi face să fie foarte energici, să facă foarte multe drumuri, vizite și bineînțeles că pot să fie împrăștiați. De aceea vă recomand să fiți un pic calm, să considerați că această energie care a venit dintr-o dată peste dumneavoastră o să vă aducă
foarte multe relații bune și totul o să fie bine, dar trebuie să respirați. Au un farmec puternic, intelectual, sunt foarte agili, știu să speculeze. Martele aduce foarte multă eficiență în gândire și după 13 februarie ei pot să rezolve foarte multe acte, hârtii, tot felul de regulamente de ordine interioară, dar le este foarte greu să fie politicoși, le este foarte greu să rezolve aceste lucruri. Vă recomand de asemenea să fiți atenți la promisiuni. Dacă nu puteți să faceți și să duceți exact tot ceea ce promiteți, nu este nicio problemă. Important este să nu promiteți, să nu vă încărcați cu foarte multe lucruri pe care nu le veți duce până la bun sfârșit. Pentru Capricorn, Marte în semnul vărsătorului vă ajută să nu mai fiți autocritici. Capricornii au avut până acum Marte în semnul lor, în Capricorn. Și pur și simplu ei singuri s-au pus sub lupă, s-au analizat și au tras concluzii despre ei și despre felul în care ei sunt. Dar așa, cum să vă spun, concluzii care le-au adus mai mult critici, autocritici. E, acum faptul că Marte este în vărsător, ei au început să se vadă prin lupa vărsătorului. Până acum au înțeles ce au bun, ce nu au bun, știu adevărul despre ei și de acum înainte ei sunt provocați să iasă la bătaie și să fie autentici. Au un viitor foarte bun, în sfârșit pot acționa, nu mai au acea senzație că totul stă pe loc, care era în energia Capricornului. Ei se cunosc acum cu adevărat și știu foarte bine ce pot să facă și au curajul să pornească la drum. Ce este foarte, foarte plăcut pentru Capricorn este faptul că ei își descoperă noi abilități, noi talente. Pot chiar să îmbrăciseze o meserie nouă. Au început să aibă apreciere și iubire de sine. Creativitate, încredere, bucurie și au această nevoie de a-și explora noi abilități. Vărsătorul. La câte planete avem în zodia lor, vă dați seama cum se simte vărsătorul. Au dorință de a fi frumoși și la interior și la exterior. Vor să simtă acea bucurie și acea încredere pe care o au avut-o în copilărie. Pur și simplu, această energie a vărsătorului îi umple și îi face să fie magnetici. Măștile cad, vor în iubire vor să-și ofere iubirea cum vrea partenerul, nu cum vor ei. Încep să simtă nevoia să împărtășească cu partenerul său ceea ce mai mult l-ar interesa pe el, pe partener, nu pe cel care oferă iubirea. Cu Marte în Capricorn, ei au analizat foarte mult situația de ansamblu, iar acum de când Marte va intra în Scorpio, în vărsător, au învățat să-și accepte limitele. Încep să se mobilizeze, să facă lucruri pe care îi dezvoltă individual. Nu au regrete și au mare putere de a trece la acțiune și, ce să vă spun, vărsătorul este superb, se bucură de o energie care pur și simplu îl umple și sunt frumoși. Pești.
Peștii sunt triști, sunt cumva izolați. Această energie a vărsătorului se află în casa 12-a, casa izolării. Ei acolo empatizează cu tristețea și cu situația celorlalți. Vor să-i ajute. Starea de tristețe și de frustrare are la bază faptul că ei nu pot salva pe cei care îi văd în suferință. Și mai mult decât atât, își dau seama că parcă nu trebuie să salveze. Trebuie ca să își vadă ei de treaba lor și doar trebuie să empatizeze și atât. Acolo este un Venus vindecător pentru pești. Este un Venus calin, un Venus consolator, care le dau peștilor puterea să se detașeze de tot ceea ce i-a îndurerat până acum. Să înțeleagă și să ierte pe oamenii care le-au greșit. Au puterea de a accepta durerea, au puterea de a ierta și au puterea de a înțelege că cei care le-au adus regrete și remușcări merită iertarea lor și pot să facă acest lucru. Pentru cei care sunt singuri, se vor consola cu singurătatea lor. Nu-i mai deranjează atât de tare ca până acum. Dragii mei, eu am fost Roxana Ivanciu. Sper că v-au plăcut previziunile mele. Vă rog frumos să nu uitați de butonul de abonare la canalul nostru de YouTube, clopoțelul pentru a activa notificările, butonul de like. Vreau să vă spun că noi suntem ființe de iubire și lumină. Fiecare dintre noi este unic, fiecare are propria sa hartă natală. Și atâta timp cât îți cunoști harta natală, tot ceea ce tranzitează pe hartă, tot ceea ce vine peste noi, se va rezolva. Până data viitoare, vă doresc spor în toate și vă asigur că totul va fi bine.